Salutare, jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de rol pe Vedomești. Ei bine, jupânilor, ne vine începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că încă nu sunteți abonați foarte mulți dintre voi, așa că haideți acolo și, bineînțeles, cu un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați, lăsați acolo un mesaj și o să vă răspund într-un timp cât mai scurt. Așa că noi să trecem la oile noastre. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem cu Fendul și cu New Hollandul aici pe marginea drumului, pentru că le-am scos de pe câmp, am zis băi să le duc acasă, pentru că aici mi-am terminat în mare parte treaba cu ele. Așa că haideți să ne suim și noi în New Holland, pentru că am zis băi iau eu New Hollandul și vine Nea Nelu cu Fendul din spate. Că na, până la urma urmei nu era problemă, că puteam să iau și eu Fendul, dar am zis băi iau New Hollandul dacă tot e în față aici și na. Hai că vine Nea Nelu ușurel după noi. Și ce să mai, acum mergem direct la stână, le ducem acolo, pentru că după vreau să aduc case-ul și cu un plug să-l bag aici pe terenul ăsta, să-l mai îndrept, o să luăm un plug mai mititel, nu o să luăm un plug foarte mare, că nu are rost. Bă, nici nu știu cum să o iau, hai că o iau pe aici direct la, prin dreapta, pentru că mi se pare că e drumul mai lejer pe aici și o luăm pe aici prin dreapta și urcăm direct pe la biserică. Ia să vedem, dăm un semnal frumos la stânga și așa, hai că o luăm pe aici. Eu cred că e mult mai lejer dacă o luăm pe la stânga pe aici. Și da, ce să mai, acum o să băgăm și case-ul la treabă un pic, pentru că după cum știți din episodul trecut, a venit, l-am parcat acolo frumos, l-am aranjat. Acum mai trebuie doar să îl băgăm la treabă. Atât a mai rămas să îl băgăm la treabă și asta e. Să vedem de ce e în stare case-ul. Băi, uite că mă îmbâlbi. Să vedem de ce e în stare case-ul. Bun, acum haideți ne parcăm și noi cumva aici cu New Hollandul ăsta. O să-l pun eu mai rapid așa un pic. Așa, cred că e ok dacă îl lăsăm aici. Să-l oprim, să ne dăm jos. Cred că vine și Nea, vine și Nea Nelu, el mai lejer, dar vine. Acum să luăm, bineînțeles, case-ul și să vedem, nu știu, aș vrea să iau un plug, dar nu știu ce plug să iau. Am zis că iau unul mai mititel, dar mai mititel nu prea am pe aici, din câte puteți vedea ăsta, dar și asta e mare ca naiba. Pe aici, uite, l-avem pe ăla cu 3 brazde, dar nu bag eu case-ul la 3 brazde, așa că nici nu știu pe care să-l iau, serios acum. Dar hai să luăm case-ul mai întâi, dacă tot așa, că am zis că iau case-ul, așa că nu mai stau la discuții. Îl băgăm în viteză și până la urmă cred că o să-l iau pe ăla albastru, ăla mai mititel. Chiar dacă e destul de mare, într-adevăr, o să-l luăm pe ăla și aia e. Să vedem ce putem face. Pentru că acolo mi-ar trebui un plug un pic mai mic, pentru că deja terenul e făcut cum trebuie, eu doar trebuie să-l mai aranjez cu plugul ăsta, să-l mai îndrept, să-l mai fac ce mai e de făcut. Și gata, putem să băgăm și acolo la semănat. Bun, hai că l-am agățat, îl ridicăm și haideți să mergem direct cu el la treabă. Nici nu știu pe unde să mă bag. Hai că o iau direct pe aici, pe la dreapta. Și să o iau pe la vale. Stai că o să mă intersectez cu Nea Nelu. Fii atent, o să mă intersectez cu el și nu o să mai încap pe uliță. Sau pe unde e, mă? Stai că fii atent, el e pe acolo. Cred că îi vine mai greu să o ia pe la biserică pe aici, pentru că are plugul ăla mai mare și da, mai mult ca sigur. Hop, hai mă tată, nu vrei? Și ia să o luăm noi pe aici pe la stânga. Unde e mă Nea Nelu? S-a oprit acolo? De ce s-a oprit? Fii atent, că e aici la vale. În fine, noi mergem să ne facem treaba, cred că s-a oprit el pe aici pe undeva la cineva. Dar uite că mi-a blocat și mie drumul acum. Mi-a blocat și mie drumul și nu mai pot să ies acum, fii atent. Fii atent, nenorocire. Hai că am revenit, jupânilor. Am mutat și Nea Nelu până la urmă tractorul un pic așa. A oprit aici la o tanti să vorbească cu ea despre un teren. Și da, acum să mergem și noi să ne facem treaba. Ia să vedem. Atât, da, pornim și girofarurile, bineînțeles. Ia uitați ce merge case-ul. Avem plugul cu câte brazde, că nu mai știu cât are, 8, 9 brazde, cât are ăsta, că nu mai știu, serios de nu.
Și să coborăm și noi pe aici, ușor. Ia să avem grijă. Op, că aici sunt dâmburi destul de mari. Ia să vedem, mă, să numărăm 2, 4, 6... Da, 9 brazde, deci avem 9 brazde pe plugul ăsta. Bun, acum să facem în felul următor, ne dăm jos, dăm astea un pic mai la mama lor încolo, așa, pentru că o să ne încurce, trebuie să-i adun, n-am mai venit, n-am avut când, nici nevoie n-am avut de baluți de ăștia de iarbă, dar o să-i adun când o să-mi vină mie, când o să-mi vină mie cheful. Acum haideți să ne urcăm în tractor și să îndreptăm un pic parcela aici, că nu se mai poate. Trebuie să o îndreptăm ca să fie cum trebuie, nu? Hai, tată. Hai, nu vrei? Da, așa, să o coborâm și... Ia uite că nu vrea să facă cum zic eu. Fii atent, stai că are mai multe chestii de făcut asta. Să-l întorc aici pe X. O ridicăm și o punem așa. Am înțeles acum, gata. Hai că am înțeles că... Altfel nu stătea, văd că. Lăsăm jos și... Cred că acum e ok, nu dacă îi dau. Ia să vedem, oare ok? Bănuiesc că da. Hai să vedem ce poate case-ul ăsta. Așa, îi dăm frumos ca să fie parcela cât se poate de dreaptă. Adică eu țin așa drept până în capăt acolo. Până e nevoie, bine, ca să îndreptăm terenul, nu de alta. Ia uitați, așa, și facem un teren drept aici, cum trebuie. Exact cum trebuie, nici mai mare, nici mai mic. Aici v-am spus, avem în jur de vreo 2 hectare și un pic, cam așa avem. N-avem mai mult, eu nu cred că avem mai mult. Dar, na, eu vreau să fie terenul drept pentru că, na, l-a semănat și la treburi de astea, vă dați seama, ca să ne vină mult mai ușor, că doar nu făceam eu degeaba aici terenul mai drept. Dar vreau să ne vină mult mai ușor la semănat, la discuit, la treburi de astea, vă dați seama. Așa că am zis, băi, trebuie să fac terenul ăsta drept, că, na, și hai că cât de cât iese el drept, zic eu. Eu așa zic, că o să iasă destul de drept. Bun, hai că până aici în capăt i-am dat eu cum i-am dat. Atâta, perfect. Acum tot la fel. O să ridicăm plugul și o să ne băgăm pe partea asta. Adică o să facem într-un fel un pătrat pe aici. Dar da, asta era și ideea, bineînțeles, de prima dată. Și jupănilor, dacă ați ajuns până aici, nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles. Un subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Hop, acum să ne lăsăm... Să lăsăm plugul jos, nu? Că altfel n-avem cum. Lăsăm plugul jos și... Stai așa, că nu m-am pus eu drept cu... Nu m-am pus drept cu tractorul. Cred că acum e ok dacă îi dau, nu? Ia să vedem. Și o țin așa, drept. O țin drept până în față. Ca să fie și aici drept, să fie peste tot. Numai că, într-un fel, parcela vine cam șui în partea aialaltă. Vine cam mai înspre pârâu, dar nu-i problemă pentru că măcar e dreaptă. Asta nu-i problemă. Bine că e dreaptă și na, aici în partea asta la altă cred că mai trebuie să-i dau o dată totuși, că încă nu-i dreaptă cum îmi doresc eu. Așa, până aici, până în dâmb. Perfect. Acum mai ridicăm o dată plugul, ne întoarcem noi pe aici cumva un pic. Ia să vedem. Pam, pam, pam și ne mai băgăm în partea asta. Să vedem ce iese acum, nu? Asta era. Bun, ne băgăm un pic cu tractorelul să fie, v-am spus, destul de dreaptă parcela asta, îmi doresc eu. Și lăsăm plugul jos. Bam, acum să pornim. Acum, ia uite, tată. Acum cred că o să iasă destul de dreaptă arătura asta, zic eu, dacă o ținem tot așa. Pam, pam, nu, nici mai în dreapta, nici mai în stânga, ne băgăm exact cât ne ține plugul până în mal. Oricum aici sunt niște dâmburi și nu vreau să ies foarte tare încolo, pentru că după aia o să-mi fie mie mai greu la semănat și la treburi de astea. Așa că nu o să mă duc foarte tare încolo. Dar vreau să o țin cât de cât dreaptă aici. Chiar dacă urcăm un pic malul, vreau să o țin cât de cât acolo dreaptă ca să fie cum trebuie. Ia uitați. Așa, și până în capăt o să ia, să zic eu, giugiuc. Chiar bine de tot. Ia uite. A, mă, ca e și cât de cât. Nu pot să zic că nu. Față de cum era, eu zic că chiar l-am îndreptat destul de bine.
Acum, bineînțeles, o să mai rămână să mai vin cu un combinator ceva și să îmi discui tot ce am pe aici. Perfect, ia uite, aici deja e destul de drept, așa că totuși o să mă mai întorc ca să conturez terenul cum trebuie. Ia să vedem, ne băgăm pe aici și întoarcem cu case-ul. Bă, case-ul ăsta văd că nu face figuri deloc, chiar își merge cum trebuie, mai bine decât credeam. Și chiar și-a meritat banii, zic eu. E o investiție destul de bună, pot să zic. Bun, acum haideți să lăsăm, bineînțeles, plugul jos iară și să-i dăm tot în față. Deci, na, m-am lămurit și cu case-ul. E un tractor bun, un tractor de ținut, un tractor în care poți să investești bani. Bine, deocamdată. Acum să sperăm că la orice treabă o să se manifeste în felul ăsta. Adică, într-o manieră bună. Și, na, ce să mai zic. Acum, eu sper că vă place și vouă, bineînțeles, tractorul. Să lăsați acolo un mare like, că chiar merită, zic eu. Chiar merită tractorul ăsta un like acolo. Ia să vedem. A, uite că ne-am băgat exact cum trebuie cu plugul. Fiți atenți. Băi, chiar a ieșit bine de tot. Uitați-vă și voi. Aici e destul de drept, acolo e drept, acolo e, nu mai zic. Și aici este chiar o parcelă destul de mare. Ia să ne urcăm noi mai în partea asta și să ne uităm mai de sus. Da, bă, chiar e bine. Adică n-am ce zice. Chiar e mișto. E parcelă mare. O să mai venim cu un UTB să mai luăm treburile astea de aici, pentru că na, trebuie să le luăm până la urmă din rădăcină. Dar aici eu zic că a ieșit drept. Chiar a ieșit bine, chiar dacă e mal și ce mai e pe aici. A ieșit chiar bine de tot, uitați-vă și voi. Am băgat cum trebuie case-ul la treabă. Adică ce să mai. Aici avem ce avem și cam asta e. O să mai plantăm poate niște copaci, o să mai vedem că mai avem de lucru oricum. Dar oricum, pe anul ăsta aici o să îmi fac o recoltă cum trebuie. Ia să vedem. Ridicăm acum plugul și hai să mergem direct în treaba noastră, că mi-am rezolvat treaba, am băgat și case-ul la trebușoară un pic, am văzut care-i treaba, cum se manifestă, eu zic că e destul de bine și, na, ce să mai, aute, și merge, zici că e mașină de curse, serios de nu, accelerează repede. Păi, jupanilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut. Nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupani pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.